Salutare, bun găsit! Duminică, nici nu știu cât, 22 ianuarie. Da. Am făcut o ieșire în delta la Carabair, dezamăgitoare. Cred că o să vedeți și imaginile cu prietenii noștri Sorin Gheorghiu, Igor Pârvu, la Murighiol, la Carabair, mai precis lângă localitatea Plop, aproape de Murighiol. Am pescuit 2 jumătăți de zi la copcă, da, slabe rezultate, câteva mărlițe și câțiva bibani. Frumoși bibani, unul cam jumătate de kil, dar restul n-am prins nicio știucă pe măsură. Și am revenit aici la locul de baștină, suntem la Zătun. Săptămâna trecută aici am prins o știucă de 1,3 kg. Acum am plecat de acasă, crezând că vom găsi vierb la aici, aproape de Porbazinul Nou, e un magazin specializat. Nu avea vierb și așa că, în disperare de cauză, am recurs la o soluție de avarii. Pescarul trebuie să fie inventiv, iar eu sunt pescar și, fără lipsă de modestie, sunt inventiv. Și ce am făcut? Am improvizat, avem vierb, iată, îmi pun ochelarii să vă arăt. Avem aici niște șuncă din asta de-a noastră tradițională, vino mai aproape, te rog, așa, să arăți ce fac. Și fac un substitut de vierb, da? Ia uite, tai niște fâșii înguste care au aparența unui vierb, da? Cam așa. Uite. Am făcut o undiță aici la repezeală, dar toată schema este așa. Să ai finețe la el. Deci am un fir subțire de 0,13, un cârlig minuscul, uite, așa o să-l țin ca să vezi. E un cârlig foarte bun, de altfel, de la Drennan. Cele mai tari cârlige de la Drennan pentru babu ăștia mici. Bineînțeles, de la Crabmania, de la prietenul meu, Iulian Mardale. El e furnizorul de momeli, nade și echipament de pescuit. Deci, vedeți? Ia uite, îl țin așa. Apare ca un vierme, da? Îl vezi? Bun. Și acum mergem în nada, în copca respectivă. Am dat o nadă de iarnă, ice mix, adică un amestec pentru gheață, așa se numește, cam acum vreo oră. Și am scos deja 2 babuște frumoase, pentru că nici peștișori nu prea avem, nu avem nici vieri. Haide acolo la copcă și să vedem ce se întâmplă. Răsește cu grație și ușurel, dar vină după mine. Dacă arătăm în priză direct așa, o trăsătură și un baboi. Ia să vedem. Uite, trăsătura o vezi deja? Stai acolo, trebuie să lași să o ia. Că ea n-are o trăsătură teribilă. Lanfan prodigi. Uite acum o ia. Lanfan prodigi, bravo, Doru. Ăsta e Igor, prietenul meu, Igor Pârvu. El e vânător și pescar. O specie pe cale de dispariție de acum, vânătorul și pescarul. Cu el am fost la Carabair. Sorin Gheorghiu. Și acum, bineînțeles, și el e pasionat. Eu sunt la baboi, el e la vânătoare. Da. Deci trebuie inventivitate și răbdare. O să vă arăt babuștele pe care le-am prins. Amândouă sunt compostate, deci știu că una are o tăietură după ureche și una la coadă. Deci știu că mai bine să hrănești cu cei în baltă. Și aici în baltă peștele majoritar care constituie hrana știucii este babușca și roșioara. Caras este și el, dar carasul stă la mâl. Babușca și roșioara e mai activă în sezonul rece. Deci babușca, roșioara, oblete, astea nu stau băgate în mâl. Ele fac parte din acei pești care se mișcă constant. Tot mai dat de mână câte pușcă. Și iarna și vara, da. Nu știu ce se întâmplă, dar nu mai vrea să tragă. Am avut 2 trăsături. Acum nu mai vrea. Am schimbat gaura, ca să zic așa, că am dat nadă la 2 copci diferite și să vedem. Haideți să vă arăt între timp ce am prins o babușcă frumoasă, mai mare decât carași ăștia. Ia uitați-vă și ia uite-o cum e tăiată de știucă aici. Uite, o vezi aici? Deci asta e perfectă pentru știucă. Uite trăsătură, uite trăsătură, uite. O vezi? Aaaa, s-a încurcat în
în gheață. A, asta e problema. Ia să vedem cei care nu conduc. Arată-mi, ți-e rușine. Băi, uite băi. Hai să vedem. Ce ai? Și ăla de acolo, de la spate, dai blat. Apă minerală. Hai că nu conduci. Apă acum tonică. Nu te fâstăci. Explică-mi, ai, și eu am arătat că nu conduceam, ce făceam, da? Deci ai și ceai adevărat, dar ai și acolo natură. Natürlich. Dar ți-ai luat o leacă? Pentru prieteni. Pentru prieteni, da. Am înțeles. Așa, și mai avem ceva de pus pe grătar. O să vă arătăm când... Așa, asta este pentru pus pe grătar la copcă. Și în continuare o să vă arătăm un sistem de pescuit vechi, inventat de... L-am învățat de la bunicul meu, care pescuia la Brateș, pe Brateș, cu semnalizare. Stânga-dreapta. Un simplu băț. Așa. Cu sârmuliță galvanizată. Hai să arăt acolo lung. Așa, și un steguleț. Prin ea. Și un steguleț. Asta este capcana. Uitați, peștele este încă viu. Bun, și cum funcționează? Ei, în momentul când am pus-o pe gaură, am băgat înăuntru, are un plumb pentru a ține peștele suspendat. Și în momentul când peștele s-a dus stânga, dreapta sau se rotește, culcă steagul. Culcă steagul. Am înțeles. Și dacă se duce drept, de-a lungul bățului? Păi de unde să duc? Trebuie așa, în lungul bățului ăsta tău. Găsesc această tijă rezemată de marginea gheții, da? Eu o pun pe centru. Și da, atunci știu... Eu una pentru... Vreau să spun așa. Eu nu folosesc așa cea. Eu sunt mai pragmatic, să zic. Asta e pentru oameni mai în vârstă, care nu văd. Rudimentar. Efortul trebuie să-l dozezi, mai ales pe timp de iarnă. Bun. Dar da? Eu de la distanță, dacă îmi pun ochelare, eu văd toate stegulețile mele că și sunt eu le văd, în picioare. Eu le văd pe ale mele trase pe gaură. Iar al Italiei nu vezi nimic. Niște bețe inutile, inutile. Bun, vedem cine va prinde ștucă, da? O să vedem finalul. Ce faci? Acum explică. Acum, pentru că nu s-a întâmplat nimic până la ora actuală, o mai scot o dată. Peștele este viu. Da? Încă o dată îi dăm drumul să facă baiești, să înnoate liber. Așa. Această copcă va da roade. Tu, dacă prinzi un iepure? Că sunt și iepuri pe aici, pe zătrân. Păi, ce problemă? Te văd că ai... întoarce-te un pic, Doru. Te văd că ai la pălării două pene. Ce înseamnă asta? Ești plutonier? Fruntaș? Ce ești? Pene de sturz. De sturz? De struț? De sturz. Sturz. Care este o pasăre rară. Cântăcioasă. Dacă întreb vânătorii... O pasăre e... cântăcioasă. A, așa. Inclinată? Da. Da, nu inclinată. Nu, nu, e pe centru. Mai ridică, să vezi. Da, să le verific pe toate. Ai știucă. Mai, înghețat. Înghețat. Dar e pare cam scurt, bă, nylonul. Nu, eu așa le... Păi da, dar aici apoi 2 metri aproape. Nu contează, eu așa am prins și cu... și la licuriță și la terpil. Un alt grup, ăștia s-au oprit pe mal la grătar, oamenii. Cred că o să mă duc să le fac o vizită. Am înclinat-o. Nu, dar dă-i un pupic, mascote. Ia. Hai să văd. Ia uitați un alt confrate în depărtare acolo. Eu vă arăt un alt stil. Simplitatea într-o țipat. Ia uite, o baghetă cu un fir textil. Aici am o strună cu ancoră și un caras. Caras mașcat. Nu mai mișca așa. Cel mai... da, așa. Bun. Am băgat carasul liber, el înoată pe sub gheață. Am lăsat bagheta aici. Când a venit ștuca și l-a înhățat,
trage bagheta și așează pe gaură. Atunci am pește. Eu zic că e mai simplu și mai eficient, așa, decât să mă chinui cu steaguri, roșii, semnalizări. Da, mă rog, fiecare cum vrea. Da, asta înseamnă să faci patrulare. Da, de ce patrulare? Eu fac patrulare ca să mă mențin. Deci, eu sunt mai suplu, pentru că patrulez. Eu am binoclu. Da, da, ești și mai... Uit, și mă uit de, la, de acolo, de la tabără. Pentru... N-ai înțeles. Pentru sănătate, e mai bine să patrulez. Eu de-aia vin la pescuit la coc. Dar este o vreme prea elegantă. Ca să nu patrulez, da? Nu... Extraordinar din mine. Hai! Gata! Ia uite-o! Hai, bravo! Dar vino în coace să-ți arăt la ce am prins-o, ca să nu vorbim. Vino și tu aproape. Ia uitați-vă ce are în bote. Șuncă! Da, zlănină de porc proaspătă dată cu boia, cu pisteac, cu usturoi. Cu șuncă! Stai să arăt că poate nu mă crede lumea. Uite, vezi? Arată cu ce dau aici. Vezi în bot ce are ea? Ce șuncă. Are ea și nu am eu? Șuncă, șuncă, da? Șuncă. Da, ui, șuncă, ui. Șuncă. Uite, vezi? Trăsătura. Ah, am mișcat acum. Este gheața asta. Și este! Ia uitați-vă ce frumusețe de babușcă. Ia uite. Uite șunca. Șunca asta care imită un vierme, doar că e mai fragilă totuși decât viermele respective. Deci vedeți inventivitatea. Știți că... Da, specifică că e și porcul meu. Da, bine, meritul porcului tău, așa este. Porcul tău și... Și condimentată, da, zlănina cu de toate. Dar problema este că eu am avut imaginația necesară să transform un produs. Felicitări, zicule. Un produs cum e porcul tău, senzațional. Uite iar am trăsături. Uite-le. Hai. Nu l-am luat. Mi-a luat șunca din fasole. Ia uitați-vă cum a crăpat gheața pe aici. S-a dus. Așa, s-a dus până la mal. Adineaure, ai auzit-o cum trosnea, da? Hai, da. Hai sănătate, bună ziua, ce faceți? Bună ziua. Servim o... Serviți sau mâncați? Mâncăm. Așa servim că... o șunculiță, o păstrămică, un cărnăcior. Greu la coc, a? Greu la coc, dar așteptăm. Așteptăm. Asta a prins-o acum, nu? E proaspăt. Da, da, e proaspăt, abia am tăiat porcușorul. Și? E bine, e cald, e bine, ne simțim foarte bine, e o baltă foarte frumoasă, foarte bună. Ai auzit gheața? Pârâie, da. Dum! Pârâie. Este groasă totuși gheața. Ia să vedem și colegul tău. Bună ziua! Ești prima dată pe gheața, am înțeles? Da, duminică relaxantă. Cam tremură pe gheață. Cam tremură când pârâie gheața. Dar e frumos. E frumos, da. Foarte frumos. Și șoferul? Șoferul este dânsul. Deci și nu știu de ce nu a vrut să gust nici măcar un pic de... Dacă e șofer, e clar. Da, este normal, da. Șoferii nu au voie să servească nimic. Tu gust ceva? El este cățelușul nostru și stă pe ei să-i dăm ceva de mâncare, că e... M-am adus ajutoare. Da? Cum e? Păi da... Voi sunteți la mal acolo? Da, ceva acolo. N-am prins nimica. Nici o trăsătură, nici... Succes la grătar. Vă pleacă de la copca mea, mă. Călăule, ai prins ceva? Nu, ai avut trăsătură? Nu mai aveam șuncă. Doi într-o gaură. Uite, ți-a tras. I-am dat eu. A, tu? Da, acolo am... Vrei să arăt că eu prind acum cu stânga? Da. Ia. Băi, ferește-o leacă. Ferește linia. Aaaa, m-am încurcat. Hai să vedem la care trage primul. Ia-ți nailonul de acolo, ți-l agăț. Dă-ți-l pe malul tău, eu l-am scurtat. Pe malul stâng. A fost răsătură ceva? Cred că a fost, la mea. Era băgat în col. Aha. Ce ai prins? Ia-ți arată-mi. Un biban. Da, uite. La caras. La caras, da. Uite ce bun, e cu coada afară carasul. Normal. Tot ce ochi mari belește bibanul la tine. Da, păi, îi belește. Nu te cunoaște. Să-l prind și pe fratisul. E de
Deci ai spart gheața la zătură acum. Hai. Am spart gheața, gata. Da? Bravo. Ce se întâmplă aici? Ia zi-ne, mă, Doru. Mă, s-o punem de ca la copcă, așa, pe timp de iarnă. Așa. Și să facem un grătar pe gheață. Ce-i mai frumos? Grătar? Punem pe grătar ceva. Ceva ce? Ceva ce om avea pe acolo. Niște cârnăcici. Porcării. Niște porcării. Uite, suntem dotați. Ăla parcă ar fi ceai de mentă. Ceai de mentă. Este puțină motorină ca să putem aprinde focul. Ah, eu credeam că vezi. Problema este acum dacă mai găsesc, îmi găsesc chibritul. Da, sunt fumători pe aici, pe gheață. Așa. Și facem un foc indian. Un șir indian. Da, tu ești de la... Titirit. Eu aș zice chiar maniaco-depresiv. Ei, părerea unora, care nu cunosc cum se face focul indian. Aha, un șir indian. Să spunem că am dădeau, avut... Să dădeau semnale. Dar cu căciula acoperi focul, faci semnale cu foc. Vezi să, auzi, vezi să nu bei, că tu cam uiți. Să nu bei motorină, că după aia... Noroc, Gicule. Eu am pățit un necaz, hai să-ți arăt. M-am tăiat, ia uite aici. Nu un dinții, da? Știu, ci cu un cuțit. Și acum nu mai pot să dau rec cu degetul ăsta. E, asta cu, dau cu degetul ăla. Gradul de inteligență. Ia să vedem. Să spune că cel care reușește să aprinde focul ar fi păcătuit cu... Ca să arătat o țigancă. Da. Cum e? Ai de ceva, o... nu? Oh, oh, oh. Oh, 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 ai dat lovitura, ai peste kill jos. Lasă-o jos, să vedem. Uite, aceasta oh, este... Și cum montura. Ți-a plecat steagul? Uite, așa facea. Pac, 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 pac. Așa facea? Flutura steagul, înălța steagul. Ia-uzi cum crapă gheața. Da. Frumoasă. Frumoasă, frumoasă. Da, am auzit ceva flioșcăind de nap. Îl găsești acolo la primul. Pune-o jos. Uite, asta e montura. Uite. Asta este știuca. Și ai gheața care crapă. Învățați de la un... Profesionist. Un profesionist de 62 de ani. Nu trebuie să spui câți ai. Născut în Vrancea, care a pescuit la Bolt cu ață de papiotă. Hai să arătăm peștele, că peștele e. Bravo, felicitări și la mai tare. Să rămână nașule. Fac cinste. Cum e? Gata? Cu aromă gata, de... Gata, cu aromă de ce vrea mușchiul tău. Cu aromă de motorină. Păi du-te la doctor de aici, mă. Asta e ruladă, ruladă făcută de casă din porcul meu. Ca drept dovadă ai prins roșioare la porc. Ai mai lăsat pentru la o bucată de suncă? N-am lăsat. Și cu ce mai avem din roșioare? Mai avem roșioare. Ia uite, frate. Dar hai să spunem povestea. Deci eu am lăsat aici pe... Vino Mircea, încoace. Ați văzut, am scos-o. Dar Mircea trecea să-și verifice capcanele lui și povestește Mircea mai departe. Am trecut din stuf. Am ajuns la gaură, a tras-o frumos la gaură așa. S-a auzit zgomotul. S-a auzit zgomotul, am văzut-o, am strigat la domnul Gicu, uite-o, ea este. Marfa. Marfa de Azuga. Hai să o arătăm așa. Este ceva frumos. E cam frumoasă, da. Frumoasă, frumoasă. Ia, hai să vin aproape. Ce înseamnă, mă, superlativul, cam frumoasă, mai frumoasă? E frumoasă sau e super mai frumoasă, frumoasă ca a ta? Frumoasă. Păi, din ce în ce mai frumoasă. Din ce în ce mai frumoasă. Am prins una mai mică și acum este și mai mare. Uite puțin, acuie, al știucii, că a luat. Da, bravo. E mai frumoasă și ca mine, dacă vrei să știi. Uite ce figură am eu și ce figură are ea. Adevărul că iată ce exemplar, a? Un exemplar frumos. Eu dedic unui admirator de-al meu de pe baltă de aici, prenumele lui, uite încoace. Stai, mă, să iau și deci, este Paul. Unui admirator de-al meu secret, Paul. Uite așa. Paul. Sper să mă de Hilerin. De Hilerin. Lui dedic această captură. Dragă Paule, cu multe urări de bine. Ei, te rog frumos dacă îi dedici aceasta, știu că măcar icările sunt fie a lui. Uite, asta e știuca.
foarte frumoasă. Pe anul ăsta e cea mai mare prinsă. Deci zătunul are știucă frumoasă, fraților. Și vă mai spun un lucru, am prins-o la babușcă, o babușcă cât palma, așa am prins-o la, la șuncă. Pentru că n-aveam vierb, povestea o să o vedeți, da? Uitați-vă ce frumusețe de știucă. La zlănină de porc, spune-mă. Zlănină de la porcul tău, da. Nu, porc. Șunca e altceva, e șuncă de prag. Ei, nu contează, zlănină, da. Foarte frumoasă, are peste 2,5 kg, eu zic așa. Hai să o arăt așa jos aici, la picioarele mele. Dorule, vino să vezi știuca asta. Ți-a luat brelocul, băi. La brelocul. Asta e talismanul meu, mă, măcatar, tata. Ia uite. Mai frumos ca știuca. Aici. Mai pune-o acolo. Punem acolo. Mai luăm una. Zici? Da. Doamne ajut. N-ai mai decolorat. Da. Să nu facem genocid aici. Aici la acest recipient nu s-a umblat. Hai, dă-i cu mai repede. Să faci o cupajare. O cu japare. Stai că mi-a lunecă. Și oamenii în vârstă au probleme. Acest vin este din dealurile Tărcii, vin de nisip, cu un ceai reconfortant, care îl beau... De coada șoricelului. Nu, de noroc și să ne dea Dumnezeu zile și mai bune. Ia uitați-vă un pic de agitație, dar cred că... Mișcă, dar nu cred că e peștișorul ăsta. Că dacă ar fi știu că ar mișca bagheta. Uite, simte vibrația, vine cineva pe gheață. Pătrunul și Marea. Marea Nordului. Dragilor, gata, încă o zi, încă o poveste, cum să zice. Ceiuleț, uitați-vă, cu multă lămâie. Stai, acum a zi, iau de la început. E, dragilor, gata, am mai încheiat o zi, încă o zi, încă o poveste. Splendid a fost azi la Zătun, destul de multă lume pe gheață. Deci au fost cât? 1, 2, 3, 4, vreo 5-6 grupuri. Dar un grup mai mare a fost care a plecat la Adineori. Deci cam vreo 20 ceva de pescari au fost pe baltă. Eu zic că ne-am comportat onorabil, echipa alcătuită din mine și Doru. Am prins două știuci frumoase. Cam un kil 7-800 a lui. A mea zic că are peste 2,5 kg. Cred că are spre 3 kg. Nu, n-are 3, n-are dar important. N-are 3, dar aproape. Așa, și încă un lucru. Ați văzut? Inventivitatea românului și a pescarului nu s-au dezmințit nici azi. N-am avut vierbi, nimeni n-a avut pe baltă vierbi, dar am improvizat cu feliuțe din acelea fâșii de slănină, proastă, care au înlocuit viermii, da? Și am prins niște babuști frumoase, cam ca palmă, așa. La una dintre acele babuște am prins știuca asta splendidă. Adică dacă bați, la mine sună... Sec. Cum spunea Becali, la tine sună sec, la mine sună... Dâng, pac, 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 pac. Sec. Da. Nu se spune noroc cu ceai. Sănătate maximă. A fost o zi, încă o dată spun, frumoasă. Petrecut aici în aer liber. Uite, stau confortabil, mi-am adus căunel de acasă. Mi-am adus cam tot ce înseamnă confortul de acasă aici pe baltă. Așa. Și eu vă spun de aici toate cele bune. Fir întins, ca de obicei, până la o nouă întâlnire, care poate va fi chiar pentru mine o nouă ieșire, evident.
s-ar putea să fie chiar mâine, că tot e zi liberă, nu? Să te audă Dumnezeu. Doamne ajută, sănătate și fir întins. Fir întins. În Galați există un singur loc unde adevărații pescari găsesc tot ce își pot dori. Sece Crapmania SRL îți oferă toată gama de scule de pescuit și accesorii de care ai nevoie. Nade profesionale și momeli vii, echipamente pentru camping, bărci pneumatice, bărci de nădit. Dealer al celor mai importante firme din acest domeniu. Te așteptăm în interiorul complexului comercial din Țiglina 1, vis-a-vis de parcul pensionarilor. Sece Crapmania, calitate și respect pentru clienții săi.